Eu sunt Vlad de pe Toto.ro, vreau să prezentăm produsul de la Schülke, mai exact produsul Optenisan. Este un produs care se folosește doar la curățare, deci nu se folosește de dezinfecție, se folosește înainte când vrem să curățăm mâna. Dacă suntem plini, să zicem că am cărat un dulap, vrem să ne spălăm și venim la salon, prima oară ne spălăm pe mâini, adică dăm jos murdăria. Nu dezinfectăm mâna, prima oară dăm jos murdăria de pe mâini. Deci de asta vreau să subliniez, este un produs doar de spălare, nu este de dezinfecție. Deci prima oară spălăm murdăria bine, bine de pe mâini. Este un produs de spălare. El, mai exact ce face? El inhibă dezvoltarea microbilor. Mai exact, noi ne spălăm pe mâini, avem microbi pe mâini, el nu dă jos microbii aceia, deci nu îi îndepărtează, inhibă dezvoltarea lor. Și după care, după ce ne-a spălat cu ăsta, venim cu un dezinfectant și ne spălăm bine, bine de tot cu un dezinfectant, ca să dăm microbii și virusii și restul. Prima oară ne spălăm pentru mizerie, să îndepărtăm mizeria, după care folosim dezinfectantul. Prima oară ne spălăm cu Optenisan și după care ne putem dezinfecta cu un dezinfectant de mâini. Deci acesta este doar pur și simplu de spălare. Inhibă dezvoltarea bacteriilor și curăță foarte bine, foarte bine mizeria care este de zi cu zi pe mâini. Am ajuns în salon, prima oară folosim Optenisanul să spălăm mizeria, după care putem să folosim un dezdermant sau un dezmanol ca să dezinfectăm mâna. Deci aceasta ar fi procedeul. Acesta spală, celelalte dezinfectează. Dacă este tot timpul bine să nu dezinfectăm cu murdărie pe mâini. Noi suntem plini de murdărie, o grămadă de mizerie pe mâini și dăm cu dezinfectantul să intre în piele, să dezinfecteze și cu murdăria să rămână pe mâini. Prima oară pur și simplu o spălăm murdăria aceea cu un Optenisan, după care dezinfectăm. Acesta ar fi produsul la 1 litru de la Schülke Optenisan. Eu sunt Vlad de pe Toto.ro și cu mare plăcere ne revedem la următorul video. Pace!